Salutare toată lumea și bine m-am găsit la un episod de GTA 5, fraților. Ba, am reușit să rezolv cât de cât faza asta cu filmatul în 60 de FPS-uri, adică acum se vede videoclipul la 60 de FPS-uri. Bă, filmez cu OBS-ul, frate. Mi-am schimbat, mi-am găsit niște setări ca lumea și filmez cu OBS-ul, frate. Și revenim cu seria asta minunată de GTA 5, în care facem numai chestii retardate. Ia asta, să facem aici un stunt. Uaaa! Nu, m-am dus pe pula, șpac! Da, e ceva cu mine pe sesiune. Hai să mergem un pic să facem niște DM dacă e. Da, n-am arme. Ia ce rank am? Speedy Schnitzel, rank. A, am nivel 13, dracu. Băi, ce dracu fac? Da, o să încerc să filmez cu OBS-ul, bă. Merge bine. Adică merge destul de bine. Având în vedere că n-am cel mai de gaming PC care o să-l ai în 2017. Merge ok. Adică foarte bine. Mergem peste 60 FPS-uri. Nu știu dacă pe filmare merge bine, adică eu ce văd aici merge bine și se vede bine, acum sper să și fie așa. You have... Da. Cică, am primit 2000 pentru că am fost un om foarte bun, dar pe mine mă urmăresc vreo 20 de mașini de poliție și am mașina avariată. Deci că m-am făcut rec cu accident cu un tir. Ia stai o secundă, ia dă-te jos. Ia uite-l mă ce face. Băi, ăsta s-o arunca pe burtă nebunul. Adică furăm o mașină. Furăm una de aia rapidă, una de aia de firmă. Ia. Găsim vreo mașină de aia frumoasă? Stai pe loc furată! Ah! Bă, cred că e mort. Bă, nu sunt sigur, dar cred că e totuși mort. Stai să mă asigur. Bă, băiatul, ești mort? Bă, ești mort, mă. Gata, nu mai mișcă. Înseamnă că e mort. Iar mă urmărește, mă, poliția. Mă, fix când am primit mandala de Good Herbivore sau cum se numește la Behivator. Deja mă urmărește poliția, bă. Uite, asta e. Ah! Asta e mașina șmecheră. Asta e mașina de aia de Barosani. Ia, dă-te jos, dă-te dracu. Hai mă să jefuim câteva magazine, că am și eu nevoie de niște bani de buzunar, nu? Zic și eu că... Ce pizda, mă, sicoaie. A, mi-am dat culorele ca prostul la maxim. Da, GG, stați-o pe, că... Am făcut o prostie, mi-am dat culorele la maxim la placa video și mi-are placa video 30 de grade, dar... Mi-a trecut foc culorele la cât de repede se învârte. Ce căcat? What the fuck, se aude de afară. Am crezut că se aude direct cu un tir din calculatorul meu, ești nebun. Da, mi-au ajuns la 30 de grade placa video cam, da, folosesc programul Messi Afterburner să monitorizez temperatura calculatorului în detaliu, pentru că am mai avut probleme cu temperaturi. Adică când creștea foarte mult temperatura, mi se futea, îmi dădea blue screen și... Da, așa cum au tot timpul. Și când văd că cresc temperaturile foarte tare, dezamblez PC-ul, curăț, pun pasul termoconductoare la procesor și s-a rezolvat. Când văd, da, deocamdată se ține constant în 50 de grade placa video și 60 de grade procesorul. Deci asta este foarte, foarte bine. Secur o serva, și așa, descurc, ok. You should check out special. Sună-i coaie. Bă, am o idee, fac un stand, sar pe aici. Mamă, clar, asta fac. Fără nicio discuție, asta fac. Dar nu știu dacă pot, frate, ia, sărim pe aici, ia. Mergem așa. Na, și dacă mai vrei să facem GTA 5 și cu alți prieteni, pentru că bine, eu filmez la 4 dimineața chestia asta, dar nu are niciun bai, ok? Ia, unde trebuie să o... uite, pe aici, pe aici, nu te băga! Aaa, sunt băgat în fața mea, ia. Bă, uite, mă, că pot să iau pe aici, mă. Dă-i în spate. Dar și te mere la 60 de FPS-uri, asta e super ok, pentru că eu v-am zis, vreau să am calitate din ce în ce mai mare. Și nu poți, frate, să ai calitate mare dacă nu încerci să faci din ce în ce mai mare calitatea. Și uite. Te rog, te rog, te rog, te rog, sari, 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 sari. Ah. Nu mă apuc să sar. Nu! Oh, am apucat! Bine, măi! Atât! Atât! Și acum pot să sar de aici. E vreo rampă ceva, mă. Sau nu? Ia, o, ia, ce aici, mă? Ia. Ia, ce aici? Ce asta? Bă, ce șmecher! Ia, uitați, mă, pârliților, ce voi aveți voi de asta, a? Ia, cam o idee, vă sar fix pe la pe parbriz. Salut, frate, că fu... Se spice unul așa, dai, un pic, stați, un pic, că avem probleme tehnice. Îl bag la 40. 35. Așa, să fiu eu în apele mele, frate.
moară de la o femeie, tragi una... Hai, ai dat shutdown în puii mei. Hai să luăm o mașină, mergem, furăm un avion și fugim de... Tu ce te uiți, mă, așa? Aten, ciuca mea. Aoleu, aoleu, trag băieții, trag băieții. A, suntem împușcați. Bă, ce facem, mă? Sta, mă, e beat. Dă-i pe X. Cu X-ul te pui așa. Dă-i! Deschid e ușa. Nu se deschide, aoleu. Le colom pe aici. Bă, nu se... E vreun... Poți să... A, uite, bă, poți să sar pe astea. Bă, nu vrea, mă, bă, nu vrea. A! A! Nu, 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 ai, bă, nu, nu, ai, no, bravo, mă, bă, dau și ăștia, bă. Au și ăștia niște aim, frate, niște pușcă așa. Ai, futu, bă. Ah, stai, stai, stai. Avem o mașinuță aici, domnișorilor, stați că nu se încheie aici aventura noastră. Dă-i cu pumnul în geam. Perfect. Dar nu se încheie aici aventura noastră, băieți. Bă, da, face alarma asta, dar mi-e place că alarma pornește fix când intri în mașină, gen, nu când e f*** la geam, nu, frate. A, bine, frate. Nu când dai în geam, pornește când intri în mașină, știi? Adică de ce nu? Că se ridică, că... Da. Și se ridică, și după aia începe să tragă în tine. Bra! Ai, repede, te rog, deschide-te, te rog. Dar de ce nu se deschide? Mâncați aș gura ta. Bă, ajutor! Ajutor, vreau să intru! Ioi, domni, stați, că nu-i bine. Da salut, domnișoară, ce faceți aici? Da salut, bă, șpac! Mamă, deci ador chestia, la jocul ăsta, singura chestie pe care o ador, gen așa, adică e șmecher jocul. Ăsta, respect celor care l-au făcut, cei de la Rockstar, dar zic așa, uite, și faza asta, șpac! Te-ai dus, fraiere, te-ai dus, zici că-i Saints Row, bă. Ia, ia, stai. Bă, ce faceți, mă, bă, au, nu, 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 aaa! Mori și tu, uite, mă, bă, mori, dă-te în pizda, mă, te. Așa, ai repede. Hai să urcăm mașina să fugim cu ea. Fugi! Fugi, domnule, fugi! Nu te îngrijora, trebuie să fugi de aici. Trebuie să fugi, domnișorule, trebuie să fugi. Ah! Nu! Fugi! Ce căca, bă, bă, bă? Ah, conduc mașina din mouse! Ce pizda, mă, si, aoleu! No, bă, bă. Bă, cum pot, frate, să intru în aeroportul ăsta și eu, că vreau să decolez, mă? Să mă, bă, cum pot, frate? Ce și mie, vă rog? A, uite, mă, rampă, ești nebun? Ia, hai să urcăm, hai să intrăm în aeroport. Bă, hai pe aici, acum. Dracu, ce fail am dat, bă. No, nu contează, hai să merem la aeroport. Băgăm așa viteză pe aici, pe lângă. Băi, las-o. Bă, vine așa foarte mult cheful de GTA 5. Bine, nu, nu, nu o să mă las de stant. Dar zic așa, foarte mare chef de GTA 5 am, bă. E așa foarte epic, bă. Ia. Dei, 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 dei. Și ola-i, tati! Aeroportul. Bă, ce dracu am făcut. Na. No, ne-am răsturnat. Nu-i bai, hai să găsim repede un avion. Uite, acolo elicopter, bă. Ni, hai să merem la el. Na, și o să postez, bă, cât de des vreți voi, mă, dar zilnic, nu știu, frate. Dacă vreți zilnic, GTA 5 e vizualizată seria, da, postez și zilnic, frate. Dacă vă place vouă și vreți GTA, eu vă postez și zilnic, frate. Ce mi-e greu să filmez un episod de 15-20 de minute de GTA. Ia. Yeah. Ia, acum ai cam o idee, bă. Hai să merem la ei, stai, cum dracu se... Ah, ok. Păcat că nu pot să tragi, mă, hai să mergem să ne detecteze din nou, frate, staci. Așa, așa cum ați vine elicoptere, după mine și ne bușim. Merem la Hahbar pe elicoptere. Aoleu, aoleu, bă, stai, cum, bă, cum am pușcă, mă, ăștia? Sunt aci băieții, nu vă îngrijora. Bă, hai să urcăm aici, mamă. Uite ce șmecher, frate, GTA 5-o. Like, bine. Am auzit că aia de la Bizon nu-și deschis și, adică și-au deschis deja și server de... Aoleu, nu pica. Și-au deschis și că și server de GTA 5, dar eu nu pot să intru că-mi dă crash și load screen când bag aplicația aia de trebuie. Asta e un pic. Inventory. Emo. Ba, Emo, tu go, așa, ce... Ce? Ah! Fulamu. Gata. Cât am? 600, e perfect, ia. Sunt aici băieții, stai să vină elicopterul. Stai aici, bă, câfă. Stai să mergem repede în elicopter, să ne băgăm la habar după ei. A, uite, iară, acum nu merge 30, acum nu merge 60 fps ori. Da, uite, iară, pe filmare nu se vede 60 fps ori. Acum observ. Bine, nu merge tot, adică merge, uite, acum, de exemplu, se vede cât de tot. Ioi, mă bag la habar pe ei, ba, mă, în cafaș.
Salut, frate! Oh! LOL, ce epic, bă! Bă, da! Ia, ia! Băi, lasă-o, dracu, dar ne-am bușit. Da, și dacă vreți o să fac și live cu GTA 5, dar n-am setări deocamdată de live și o să se vadă urât. Stai, boss! Stai, boss! Ei, fută-te, dracu! Bă, să vreau și eu, vă rog, o mașină dacă se... Salut, frate! Câfă! Câfă, am zis, mă! Câfă, am zis, mă! Pac! Dacă nu a murit, asta e Superman. A murit! Doamne, coaie! Deci ăsta e cel mai epic joc, v-am zis, ia, ia. Salut, frate, câfă! Pam! Și-o dat cap de tufiș. Și tu ce faci, mă? Nu poți să alegi, mă! E curul prea mare, te trage jos. Pam! Mă, deci ador chestia asta. Deci, vă rog, faceți animații, bă. Deci trebuie să facem o petiție, să-mi bag piciorul, o promovez, să fac animații. Mai șmechere la GTA, adică când îi bagi la unul, bum, zboare așa vreo 7-8 metri în față. Uai, cu aia se transformă GTA 5 în Saints Row, că așa era Saints Row. Dacă nu știți jocul, puteți să fac, dacă vreți, pot să fac serie cu el și ăla e și multiplayer, adică bine, cop. Și filmez de cu cop. Ia, hai să venim aici. Bă, de fapt, stai că eu vreau, mă rog. No, no! Sunt obișnuit de la Samp să controlez mașina în aer. Aici e de pe cătârlă și shift, nu? Din câte țin eu minte. Hai să găsim ceva avion, aș vrea. Avion, ceva pe aici. Ba, hai să fac stunturi. Ia, stați că am o idee de stunt aici. Bă, nu, ăsta nu, așa, perfect. Am o idee de stunt, dar nu găsesc, frate, ce dracu. Ma, mă rog. Ia, câte ori am și un GTA 5, că... A, nu mă lasă, n-am activat Steam Overlay-ul. Adică n-am ce face, frate, deci nu joc GTA 5, dracu, ca să... Invite to setup. Bă, poate o să facem și setup-uri în următorul episod. Nu știu. Nu știu cum o să fie. Dacă vă place seria, o să postez zilnic și seria de GTA 5. Invite to setup. Dar nu vreau, mă, setup. Dar nu vreau, mă. Dar nu vreau. Știi vorba aia. Dar nu vreau, mă. E că-s curios dacă, uite, acum live o să dau vsync-ul pe off să văd cum îmi crește. Acum am 63 de grade, da? Uite, asta trebuie. Uite. Astea sunt setările mele de GTA. Așa, hai să vedem. Vsync. Off. Hai să vedem cum crește la 70 de grade. Aveam 60, da? Ia de acum. Ah. Interesant. Ah, ba da, uite, 70 de grade, rip. Uite, merge mai bine, dar nu te ajută cu nimic, frate. Merge mai bine pentru că am 100 și ceva de FPS-uri acum, dar dacă mi-activez asta, o să am 60 constant. Dar mi-e mai bine, frate, 60 constant. Dar nu ți se fute, nu se forțează procesorul, nu ți se încălzește. Și orice procesor ai avea, tot se încălzește mai tare decât ai vsync-ul dezactivat și nu merită, frate, chiar nu merită. Îmi place prea mult ăsta care first person și așa de detaliat, adică uite cât de detaliat se vede, frate. Ia. Să sărim pe asta. Dar domnișor, salut! Jba! Bă, eu vreau să fac stunt, da, așa. Fac stunt pe first person, ia asta un pic, mă duc înapoi. Hai, asta e ultimul stunt după încheiem și noi episodul. După mâine s-ar putea să fac și una. Hai să ceva, sau nu știu cum vedeți. Nu știu. Nu sunt sigur că o să postez asta GTA 5 zilnic. Chiar nu sunt sigur, pentru că eu joc mai mult stunt, frate. Nici nu prea intru pe GTA 5. Hai să vedem. Ui! Lol. Lol. Bă, ce fail am dat. Am vrut să mă dau așa peste cap. Băi, tu ceapa. Job cu rumasuri. Bă, o să mă apuc, frate, și de GTA 5. Dar nu, serios, odată la două zile un episod, dacă e. Ce dracu. Cum l-am pălit. Dacă vreți, ziceți în comentarii, bă, da, vreau, frate. Ziceți în comentarii, da, vreau. Dacă vreți două episoade de GTA 5 pe zi. Nu două episoade, doamne, un episod la două zile. Că, da, de ce nu? Orice este posibil, bă. Dați un pic. Ce dracu? A, dar nu mai poți să ieși de aici acum. A, ba da, uite, poți să ieși. Bă, dar ce aeroport securizat. Poți să ieși așa pe margine. Ia uite, cât de bine poți să scape criminale care tocmai ce au venit în țară. Salut, frate. Ia uite, și pac. Aoleo, stai că nu-i chiar așa cum credeam eu. Da, mă rog. Eu acum am ieșit. Offline. Exit game. No. Sper că v-a plăcut acest episod, nu ezita să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă mai aveți episoade în continuare, băi, stai, acum nu... Ah, ok, am salvat. No, dacă mai aveți episoade de GTA 5 în continuare și noi ne vedem data viitoare. Salut!